Provita, Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Să mergem și să culegăm toată Episcopia și toată Mitropolia Moldovei și a Bucovinei, să culegem mărturiile care să fie și pentru generațiile de astăzi un imbol, să fie o întărire, că iată o familie poate avea în ziua de astăzi și 13 copii. Și bine și greu. El a făcut armată, a rămas cu doi copii. Așa în continuare. Fiecare a muncit, tatăl a făcut navetă, a luptat în oraș, venea acasă. Au văslit împreună la o barcă, da. Da. Am fost credința în Dumnezeu, Doamne ajută. Aș vrea să vă întreb, care a fost sentimentul, primul sentiment, când ați născut pe băiatul cel mai mare? Cea mai mare bucurie. Șapte băieți și șapte. Am mulțumit lui Dumnezeu, tot era fericit, până față domnul Maudi, că au fost sănătoși și ascultători. Se drept ei, au fost ascultători? Da! Ce sentiment ați avut atunci când ați spus că proveniți într-o familie cu 13 copii? Toată lumea care mă întreba să mira și a spus, și spuneam întrebarea cum este posibil ca să, cum a spus și dumneavoastră mai înainte, la timpul astea să dea naștere mama la atâția copii. Mă duceam și spuneam la șef că am plecat de mic de acasă și spuneam, dom'le, trebuie să merg, că am născut mama. Cum? Iarăși! Dar era o bucurie. Absolut. Cu mare bucurie, întotdeauna, dar întotdeauna, fără nicio excepție, aveam o bucurie imensă, în primul rând, de a veni acasă. Eu deocamdată lucrez afară și mulți care mă întreabă când le spun câți frați suntem, rămân șocați. Rămân șocați și tot domnul să creadă că suntem 213 și suntem în viață și încă părinții sunt în viață. Vă simțiți împrins acum la această vârstă? Da. Suntem sănătoși copii. În caz care și pe noi ne emoționează, dar uite pe cei care o să mai audă că am fost la o slujbă de mulțumire la împlinirea de 50 de ani și soțul și soția la care am participat la această slujbă aveau 13 copii. Este o mirare, este o bucurie, dar este și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu.